Cezara. Dramatizare radiofonică după novela cu același titlu de Mihai Eminescu. Am plecat încă, fiule. Am venit să te iau și pe tine la oraș. Uite ce ți-am adus. Uite, am adus câte ceva de leguri. Gripi, poame, mure, castane, tot felul de ierburi pentru mâzgălelile tale. Tu știi cum să le fierb ca să-ți dea culorile pe care le vrei. Eronime, ce mai lucrezi, strângarule, băie? Eu? Dar când am mai lucrat eu ceva? Această presupunere jignește caracterul meu. Eu nu lucrez nimic. Mă joc desenând cai verzi pe pereți. Dar să lucrez, sunt mai înțelept decât arăt. Faci rău că nu vezi pictura, fiule. Nu fac nici rău, nici bine, căci nu fac nimic, mă joc. Îngrop talentul. Uite, când intră cineva la tine în chilie, parcă ar intra într-un muzeu. Pereții sunt plini de schițe, să le tot privești. Uite, aici un sfânt, colo. Uite, un cățel zvârcolindu-se prin iarbă. Flori, tufe, capete de femei, bonete, papuci, uite ce papuci. Zic! Nu mai vorbesc de cărțile bisericești. Ce ești în stare să desenezi pe marginile lor? Ce profanare, nu? Ce profanare. Când pun mâna pe câte o carte, uite asta care e lângă mine. Ce-mi văd ochii? Toate marginile sunt pictate cu profiluri de femei, popi, cavalere, cercetori, comedianți, în sfârșit viața în realitate în freamătul ei, măzgălit în fiecare colț disponibil. Ai talent, băiete, învață pictura și nu îngropa așa talentul. Îngrope, dracu, părinte. Tu, ei, satana! De unde e atâta veselie, tată? Eu am momente când sunt trist, tu nu cred. Eu trist, Ieronime, să mă ia dracu, fătul meu, dacă am fost trist vreodată. Dar lasă asta! Hai în oraș cu mine. Da. Știu într-un loc un vin foarte bun, știi, cu alea. Om juca cărți, om fuma din lulele lungi cât ziua de azi și ne-om uita pe ferești la duduci. Se înțelege fără? Se înțelege. Mă mir cine dracu te-a călugărit pe tine, blestematule Ieronime. Mă mir cine dracu te-a călugărit pe tine, părinte. Cine? Dracu! Hai la drum, băiete! La drum! Cezara, îl voi face pe tatăl dumitale să te silească să fie a mea. Cine se îndoiește că o poți face? Cine se îndoiește că ești în stare să o faci, domnule marchiz Castelmare? Tatăl meu îți datorește bani și dumneata vrei fata lui. Nimic mai natural. Vă veți învoi amândoi asupra prețului ca doi oameni de onoare ce sunteți, dar până nu-ți însoție, am dreptul să te rog să mă scutești. Vei avea destul timp să mă chinuiești când îți voi fi soție. Cezara, nu-mi disprețui dragostea. Eu îți ofer un nume. Numele marchizului Castelmare, o situație, un rang social. Așa am răspuns. Domnule marchiz, dumneata nu-mi poți oferi nimic din ceea ce doresc eu. Înțelegi? Și târgul vostru mă dezgustă. Așa? Mai vorbim noi. Doică, vino repede. Vino și privește puțin pe fereastră. Îi vezi? Ce să văd, Cezara, ce? Uite acolo pe uliță. Un bătrân mucalit care se silește să taie mutre blavioase. Da. Și lângă el un tânăr. Are o figură atât de nobilă și serioasă. Și ce frunte înaltă. Ce frumușel e tânărul acela. Și ce mucalit bătrân. Pare un paiaț în rolul unui intrigant. Ce distinse trăsături are tânărul.
pare un demon. Frumos, nepăsător. Uite-te la ochii lui, Doica. Cezară, vino-ți în fire. Ce să fie un tânăr acolo ca oricare altul? Ca oricare altul? Dar ochii lui au expresie aparte. N-am văzut niciodată o asemenea privire. Parcă văd dincolo de lume. Un fel de conștiință de sine. Un amestec ciudat de vis și de rațiune rece. Tot îi trebuie lui Francesco un model pentru tabloul lui. Dacă am putea pune mâna pe tânărul acela. Doică, da. Strigă-l pe Francesco. Cezara, Cezara, mă tem pentru tine. Știi că marchizul Castelmare vrea să te ia de soție. Știi că tatăl tău a pierdut totul la cărți. Până și casa asta în care stăm. Și ce are una cu alta? Tânărul acela ar fi un model atât de bun pentru maestru Francesco. Bine, Cezara, bine. Dar să nu te ascunzi după cuvinte. Auzi? Francesco! Da? Ia, vino puțin până aici. Da, mă schimbă. Maestre, maestre, ia-ți scaunul și vino aici la fereastră. Da. Și de aici. Ia te uite la tânărul acela care discută în uliță cu un bătrân călugăr. Ce zici? Ce frumos demon pentru tabloul pe care îl pictezi. Nu-i așa? Da. Ce frumos Adonis în Venus și Adonis. Dumneata Venus, el Adonis. Eu? Asta e prea mult. Glumești. Ești copilă și de ce nu? Tu vrei să iubești. Nu. Toată fibra inimii tale tremură la această vorbă. Vrei doar ca un bărbat pe care nu-l iubești, acel castel mare, să te ia de soție? Știi că sunt bogat. Știi că te iubesc ca pe fica mea. Știi că tatăl tău te-ar vinde dacă i s-ar plăti prețul cel cere, căci desfrânat, jucător de cărți. Și că nu-i altă cale ca să scap de nenorocire decât să fugim din această casă. Să fugim? Da, vrei un părinte? Iată-mă. Vrei o casă? A mea stă deschisă. Vrei un iubit, Cezara? Uite-l. Și eu am iubit. Cunosc din tinerețe această dulce patimă. Tu ești însetată după ea și cu toate astea ai fi în stare să scapi din mână cel mai frumos model de pictură. Un înger de geniu, căci demonii sunt îngeri de geniu. Ceilalți care au rămas în cer sunt cam prostuți. Da, bine, tată, nu o să alerg eu după el. Ah, vrei să alerg eu după el? Ei, nu. Ei, da. Complimentele mele, domnișoară. Am fugit să-i prind din urmă. Ce spuneai, Eronime? Unde vrei tu să te repezi? Preț de un pahar, părinte Onufrei, m-aș repezi până la poștă. Da. La vremea asta primeam de obicei răvași de la bătrânul Sihastru. Unchi tu, Eutanasius, tare te mai iubește, băiete. Și mie mi-e dor de el. Apoi dacă n-am apucat de atâta vreme să-l văd pe el, măcar cu slova lui, să ne mai desfătăm cugetul. Ce-o mai fi văcând acolo pe insula lui acest visător? Fără vise, cu siguranță am trăit prea repede. Ia! Ia și bucură-te, matare, de licoarea asta aurie până mă întorc. Bine, bine, băiete, dar să nu zăpovești mult. Nu! Nu vă supărați. Nu vă supărați. Pot să stau la masa dumneavoastră? Nu, no, nicio supărare. Trece vremea mai repede la un pahar de vorbă până se întoarce băiatul. Da, mulțumesc. Doream să vă cunosc. De asta am și intrat aici. Pe mine? Da, și pe tânărul care a plecat adineori. Sunt pictor. Mă numesc Francesco. Vă numiți Francesco, am auzit de dumneavoastră. Numele meu este Onofrei. Dacă Onofrei nu vă este cu supărare, aș vrea să-l rog pe tânărul dumneavoastră, prieten, părinte Onofrei, să mă ajute să termin un tablou. Păi ce rugăciune mai plăcut ar putea fi pentru Eronim. Și el pictează, așa că e... Așa că mă va înțelege, da. Am nevoie de un chip ca al tânărului Eronim. Să-mi servească drept model pentru un demon răzvrătit. Noblețea și mândria trăsăturilor sale m-au impresionat din prima clipă când l-am zărit. Într-un ceas bun. Noroc, noroc, prietene. Îmi dai voie să te numesc așa, nu? Sunt măgulit de cinste. Dar
Uite-l pe tânărul Ieronim, se întoarce. Ce ai făcut, băiete? Am socotit eu bine zilele. Uite epistola din insula lui Athanasius. Ce zici, bătrânul Sihar? Ai răbdare, ai răbdare până o desfac. Iată ce scrie. Iubite nepoate, ești o frumusețe de zi acum când îți scriu. Sunt atât de plin de dulceața cea proaspătă a zilei, de mirosul câmpiilor, de gurile înimite ale naturii, încât parcă îmi vine să spun și eu naturii ceea ce gândesc, ce simt, ce trăiește în mine. Lumea mea este oval, înconjurată din toate părțile de stânci nepătrunse. Stâncile înalte fac ca orizontul meu să fie îngust. O bucată de cer am numai, dar ce bucată! În mijlocul văii e un lac în care curg patru izvoare care ropotesc, se sfădesc, murmură, răstoarnă pietricele toată ziua și toată noaptea. În mijlocul acestui lac este o nouă insulă mică cu o dumbravă de portocale. În acea dumbravă este peștera ce-am prefăcut-o în casă. Și prisaca mea. Toată această insulă în insulă este o florărie sădită de mine, anume pentru albine. Lucrez toată ziua câte ceva. Știi că în tinerețea mea am fost la un sculptor. De aceea, după ce am netezit granitul peșterii mele, am umplut suprafața părecilor cu ornamente și bazoreliefuri, cum le împli tu cu schițe. Pe un perete e Adam și Eva. Am încercat a prinde în aceste forme inocența primitivă. Nici unul din ei nu știe încă ce însemnează iubirea. Ei se iubesc fără să o știe. Cu totul altele Venus și Adonis. Beata Venus trebuie să-și fi avut chinul ei cu Adonis. Este un mister în această aversiune înainte, în tristețe după plăcere. Dar eu nu-l pricep. Îmblu la școală, știi la cine? La albinele mele. Mai întâi, sfatul albinelor. Ce ordine, măiestrie, armonie în lucrare. Vezi că nu inteligența, ci ceva mai atânc aranjează totul, cu o simțire sigură, fără greș. Iată ce învăț eu de la dascălii mei de la albine. În școală la ele văd că suntem umbre fără voință, automate, care facem ceea ce trebuie să facem. Cinis et umbra sumus. Viața internă a istoriei e instinctivă. Viața exterioară, regii, papi, învățații, sunt lustru și frază. Eu, mulțumită naturii, m-am dezbrăcat de haina deșertăciunii. Nu te călugări, copilul meu, nu te preface în rasă și comanac din ceea ce ești, un băiet cu minte. Am fost săhastru, un călugăr. Aș vrea ca cineva să-mi ieie locul în această săhăstrie, căci sunt bătrân și poate curând să-mi bată ora mântuirii. Vină tu, dar numai după ce voi muri. Știu că n-am să simt că am să mor. Va fi o trecere molcomă și firească de care nu mă tem. Voi adormi, de nu m-aș trezi numai iar. Îți sărut fruntea,
prieten drag, Eutanasius. Ai rămas pe gânduri, Ieronime? Cine se tumbra sumus? Mi-e dor de bătrânul meu, Eutanasius, și de albinele lui. Nu te grăbi cu dorurile. Ești încă atât de tânăr, băiete. Ai toată viața înainte. Să tot înveți de la ea, de la albine. Să încifrezi lumea noastră în lumea lor. Să o descifrezi pe a noastră prin lucrarea lor. Da, ne-am prins cu amintirile și vraja slovelor din această epistolă și am uitat să ți-l prezint pe acest prieten, pictorul Francesco. Bucuros de cunoștință, maestre. Asemenea, domnule Ieronim, tocmai îi spuneam părintelui Onufrei cu ce rugăciune am pornit în coafe. Voiam să vă rog. Doică, Doică, mai uită-te pe fereastră. Poate îl zărești pe maestru Francesco. Zicea că se întoarce repede cu tânărul acela, să înceapă din nou lucrul la tablou. Nerăbdătoare mai ești, Cezar. Curioasă și neastă împărată. Dar ce tot cotrobăi prin odaia pictorului? A acoperit tabloul cu pânza. Să nu-l vedem decât gata. Dar eu tot mă uit. Vezi brațul acesta care se întinde spre haos? E brațul lui Mihail. Fundalul e tot un haos, străbătut în sus, din loc în loc, de câte o stea care pâlpâie și moare. În jos e întunecos și rece. Aici, în dreptul spadei lui Mihail, e o dungă cenușie de loc gol. Pentru figura demonului răzvrătit, aici ar trebui să fie el. Care e el, Cezar? Tânărul acela frumos pe care l-am zărit de dimineață. Ah. Ai auzit, Doică? Ce, mă? Pași întindă, mai mulți pași. Înseamnă că maestru Francesco s-a întors cu tânărul. A acceptat să vină. Hai să ne ascundem aici, după paravan, să vedem și noi cum lucrează. Cezara, nu-i frumos ce faci? Hai, treci mai repede, nu mai avem timp de pierdut. Doamne, tremur toată, stăpânește-te, fata mea. Ce roșii ți-s obraji. Crezi că există pe lume cuvinte atât de bogate încât să poată exprima ceea ce simt? Mi se pare că inima mi-e prea strâmtă. Nu-mi cape în ea nemărginirea de simțiri care mă copleșesc. Cum aș dori? Doamne, ce aș dori? Nu știu ce este cu mine. Sânăucă! În chipul acestui tânăr, tu iubești iubirea, Cezar. Mă tem să nu se spargă. Așa de tare îmi bate inima în piept. Cezara, dacă vrei să vezi cum îl pictează Francesco, treci aici, în colțul acesta, și vorbește în șoaptă, da, bine. Să nu ne surprindă. Bine, doi. Uite, acesta este tablou, tinere prieten. Aici, în spațiul acesta din haos, ar trebui să fie chipul demonului răzvrătit pentru care ai avut bunăvoința să-mi pozezi. Ia loc acolo, pe piedestalul acela negru. Am nevoie de o anumită lumină, de un aer vioriu, pentru a găsi tonul fundamental al figurii. Ieronim. Da, maestre. La ce te gândești? Am rămas cu gândul la slovele bătrânului meu, Eutanasius, la insula lui. Cândva, în copilărie, am fost acolo. Mi-amintesc de raiul acela din insulă ca de un basm despre cumințenia trecutului. E greu de imaginat atâta frumusețe. Eu nu pot să înțeleg de ce un om atât de înțelept, de cult și dotat, plin de idei, a fugit din lume într-o insulă aproape pustie. Trebuie să fii dezgustat de ea, să o urăști ca să alegi izolarea, singurătatea. Lumea o purtăm cu noi, în noi, maestre Francesco. Oricât am fugit de ea, o regăsim mereu în profunzimea eului nostru. Poate că fuga lui din vuietul lumii a fost modul său de a se împăca, de a înțelege lumea. Uneori mă îndoiesc dacă... Asta-i! Asta-mi trebuie. Am ajuns la cap. Trebuie să te fi îndoit vreodată în viața ta de ceva.
Reamintește-ți acea situație ca să văd ce expresie va lua fața ta. Dubito, dubito, ergo cogito. Da, asta e expresia. Zâmbetul rece, sceptic, această durere mândră. Ce spun gândurile tare, Ieronim? Roiesc în jurul acelui aschip. Nu mi-l amintesc pe bătrânul meu Etanasios decât zâmbind cu durere. Dar cine e în stare să sufere atâta pentru lume o face dintr-o nemărginită iubire față de ea. Mă îndoiesc că doar sila și dezgustul au făcut să aleagă natura și formele ei statornice. Sigur, această lume cum este ea întocmită nu prețuiește nimic, dacă nu vom face noi ca să prețuiască ceva. Ăsta e tonul luciferic. Revolta satanică, demnitatea sublimă, Ieronim. Tabloul ăsta vreau să fie ca o imagine de apocalips despre nașterea lumii din iubire și ură. Mi-ar trebui însă mai multe ședințe. Acum ne oprim aici. Da. Uite, s-a stins și violetul din lumină. Când mai vii? Am înțeles că locuiești în afara orașului. Da, am o chilie în incinta mănăstirii. Dar vin adesea aici la un bătrân anticar. Caut cărți vechi cea slave. Mai fac câte un popas la hanul cu tămâioasă. Doică, acum putem ieși din ascunzătoarea noastră. Ai văzut ce expresie de durere a luat chipul lui? Ce nenorocit trebuie să fi fost când reamintirea îi schimbă astfel fața. Da, mi s-a părut că e o statuie vie de marmură albă. În acel adonis îngremenit se zbătea un suflet, Doică. Eu am simțit asta și mi-a venit să plâng. Oh, Doică! Doică, vino să te salut! Să te salut! Ce-i copila mea? Ce-i? Nimic! A, îți place atât de mult? Nu! Ei, da! Am să-i scriu, trebuie să-i scriu. Cezara către Ieronim. Iartă dacă o femeie îți spune că te iubește. O femeie frumoasă și tânără, că știu că sunt frumoasă. Dar știu eu, tu ești atât de mândru, știi a privi atât de rece. Ah, cum aș topi gheața ochilor tăi cu gura mea, iubite. De ce să mai îmbrac amorul cu vălul rușinei când te iubesc? Când aș primi să fiu servitoarea ta, numai să mă sufer într-un colț al casei în care vei locui, să sufer ca să sărut perna pe care va dormi capul tău. Vezi tu, ce copil supus, umilit este amorul. Știu eu cum e inima ta. Pot eu ști? Vinde-mi, spune cum este. Ce se petrece în acea cămăruță unde aș vrea să locuiesc eu, numai eu? Și știi tu cum mă cheamă? Cezara. 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 De ce mi-ai scris? Ce te-a îndemnat să o faci? Iubirea. Crezi tu că iubirea mă poate îndemna pe mine să aleg altă cale decât aceea pe care mi-am jurat să merg? Trebuie să-i scriu, să-i răspund. Ieronim către Cezara. Că ești frumoasă, cred. Că mă iubești, îți mulțumesc. Că mă oferi tot ceea ce tu crezi că m-ar face fericit, mă face să fiu în stare să-mi jertfesc viața pentru tine. Îți sărut mâna pentru voința ce ai de a mă face fericit. Deși te înșel când crezi că amorul tău de femeie m-ar putea face. Amorul este o nenorocire și fericirea ce mi-o oferi, venin. Că nu știi, aceasta este împrejurarea care te face adorabilă.
Dacă ai avea pentru un moment ochii mei, altfel ți s-ar arăta această lume în care tu cauți și speri a găsi ce nu e în ea, fericire. Tu zici să te iubesc. Dacă te-aș putea iubi ca pe o stea din cer, da. Dar dacă suspin, dacă doresc, n-aud eu din toate părțile aceleași suspine, aceleași doruri. Deci care-i scopul lor? Privește-ți acei tineri cu zâmbiri banale, cu simțiri muieratice, cu șoapte echivoce. Vezi acele femei care le răspund prin ochiri voluptoase, mișcându-și buzele. Vezi, împrejurul acestui instinct se învârtește viața omenirii. Mâncare și reproducere, reproducere și mâncare. Și eu să cad în rolul lor? Nu. Nu mă voi face comediantul acestui rău care stăpânește lumea. Eu voi trece nepăsător prin această viață, ca un exilat, ca un paria, ca un nebun. Numai nu ca ei. Sâmburele vieții este egoismul și haina lui minciuna. Nu sunt nici egoist, nici mincinos. Lasă-mă în mândria și răceala mea. Dacă lumea ar trebui să piară și eu aș putea să o scap printr-o minciună, eu n-aș spune-o, ci aș lăsa lumea să piară. De ce vrei tu să mă cobor de pe piedestal și să mă amestec cu mulțimea? Eu mă uit în sus, asemeni statuiei lui Apollo. Fii steaua cea din cer, rece și luminoasă. Și atunci ochii mei s-or uita etern la tine. Ieronim. Da? Intră! În sfârșit, te-am găsit, Ieronime. Pe unde mi-ai umblat în ultima vreme? Norocul meu e că l-am întâlnit la un pahar de tămâiasă pe cuviosul Onofrei. De la el ți-am aflat noua adresă. Cum vezi, maestre Francesco, am părăsit mănăstirea la sfatul lui Eutanasius. M-am retras în chiliuța asta din oraș. Cum ți se pare la mine? Ai har, băiete. Mă simt ca într-un muzeu. V-ați vorbit? Așa zice și părintele Onofrei. Câte schițe! Colcă e viața în mișcare asta împietrită pe pânze. Ai forță! Ești binecuvântat de muze. Ai să mă înțelegi ca pe un frate de bucurii și suferinți. Vino azi în atelierul meu. Tabloul e gata. Vino să-l vezi. Negreșit. Chiar aveam de gând să trec pe acolo. Mergem atunci, da? Da. Domnișoara Cezara, îți prezint pe domnișoara Cezara. Cezara. Maestre, da? Vino, te rog, puțin în salon. Marchizul Castelmare te așteaptă de mult. Vrea neapărat să-ți vorbească. Vino-te. Mă scuzați. Cezara. Nu-mi vine să cred ceea ce văd cu ochii. Tu ești Cezara? Am auzit că urăști femeile. Că ești un însingurat și am desperat iubindu-te. Poți accepta iubirea mea, să o accepti numai, căci nu pretind să mă iubești, dar să te lași iubit, ca un copil. Drept vorbești? Ar trebui să mă simt jignită, da. O femeie nu-și oferă dragostea pentru a fi refuzată. Eu sunt doar tristă. Aș plânge, aș tot plânge, dar... Nu pot fi supărată pe tine. Nu că nu ești frumoasă, Cezara. Te voi numi tu, că îmi ești scumpă, deși nu te iubesc în felul în care aș dori eu însumi. Ascultă, eu n-am iubit niciodată și poate că nici nu sunt în stare. Dar crede un lucru.
Dacă aș iubi, sigur că tu ar trebui să fii iubita mea. Simt o adorare în inima mea pentru tine, care poate ar deveni iubire dacă... E bine, dacă nu m-ai iubit tu pe mine. Eu singur nu știu cum să-ți descriu simțirea ciudată care mă răcește inima. Adică nu mi-o răcește atâta cât mi-o face somnolentă. Nu am dorințe și tu m-ai învățat să le am. Îți pare ciudată asta, nu? Parcă te-aș săruta dacă nu m-aș teme că mi-ai dat sărutarea înapoi. Parcă te-aș iubi atunci când ai fi supărată pe mine. Nu pot fi. Nu mă pot preface nimic. E trist, căci de iubirea ta atârna fericirea vieții mele întregi. Acum, Castelmare are jocul liber. Nu am motive să mă opun căsătoriei cu el, acestui târg murdar pe care l-a pus la cale. Căci tu nu vrei să știi de mine. Cezara, nu mai vreau să fug din această casă. Trebuie să caut să uit nenorocirea, dacă se poate, printr-o altă nenorocire. Sunt femeie. Am crezut că sunt frumoasă. N-o mai pot crede. Am crezut că am dreptul să-l disprețuiesc pe Castelmare. Mi s-a răsplătit cumplit acest dispreț cu aceeași măsură. Cezara, mă lași tu să cuget asupra acestui lucru. Eu am o inimă și o minte ciudată. Nimic nu pătrunde în ele nemijlocit. O idee rămâne la mine zile întregi pe suprafața minții. Nici nu mă atinge, nici nu mă impresionează. Abia după multe zile devine, printre altele ce le-a găsit acolo, adâncă și înrădăcinată. Cezara, simțirile mele sunt tot astfel. Tu spui să am milă de tine? Eu îți zic, ai tu milă de mine. Căci dacă vreodată iubirea ar pătrunde în inimă, aș muri de atâta iubire. Simt că iubirea și moartea mea vor fi foarte aproape una de alta. Iubește-mă dacă vrei, dacă... Lasă să spun acest dulce cuvânt. Dacă ai îndurarea să o vrei, gândești că eu nu te-aș putea iubi, te înșeli. Lasă-mi numai timp ca icoana ta să pătrundă adânc în inima mea, să mă familiarizez cu această idee. Eu care n-am fost iubit, nici n-am iubit pe nimeni. Se întorc. Nu trebuie să te mai găsească nimeni aici. Poate Castelmare intră în atelier. Nu vreau să te vadă, pleacă. Lasă-mă să sărut pe frunte. Pe curând, Cezara. Să văd ce-mi spun cărțile. Dacă o veni mâine, l-o iubi. Dacă nu o veni, Atunci asemenea l-o iubi. Ce faci, Cezara? Îți menești soarta? Soarta mea depinde acum de un singur joc. Jocul de iubirea. Și de un singur om, de Ieronim. Dar unde sunt ceilalți? Și ce-a vrut Castelmare de la maestru Francesco? Ce-a vrut? Ce-ar putea el să vrea? Știe că-ți petrece o mare parte din timp în atelierul pictorului. Că Francesco ți este mai mult decât un tată. L-a ademenit cu vorba și cu banii. Să afle de la el dacă nu cumva o iubire tăinuită te îndeamnă să-l refuzi. Și? Știe ceva despre Ieronim? Nu, mamă, nu te sperie. Am înțeles însă că te pândești. A plătit slugi să bage de seamă și să-i spună tot ce se întâmplă pe aici. A zis că tot e ea de nevastă, cu voie sau fără voie. Că orice mijloc îi se pare potrivit pentru asta. Ieronim către Eutanasius. Dezmierd un chip de copil în felul meu, adică umplu un album cu diferitele expresii ale unui singur chip. Am fost la o copilă înamorată de mine, pe care însă nu o iubesc. Am văzut-o roșie, sfioasă, turburată. Am zugrăvit în cartea mea această expresie. M-a rugat să-i accept iubirea. Nu-ți pot descrie expresia de nevinovăție, candoare și dragoste din fața ei, dar am schițat-o. E de sărutat schița mea. Poate că e una dintre cele mai nimerite din câte am zugrăvit.
Am pus-o lângă mine. Deconcertare și o dulce resemnare, un profil îngeresc. I-am spus cuvinte bune, o radă de speranță în acea amabilă mâhnire a feței, o adorabilă schiță. Dar simt că din ce în ce schițele se familiarizează cu inima. Nu o iubesc. Nu. Adio, părinte. O iubești, fatul meu, fără să o știi. Cinis et umbra sumus. Eutanasius. Iar aștepți pe cineva. Cezara, te văd privind mereu pe fereastră. Da, Doica, îl aștept pe el, pe Ieronim. Ți-a spus că vine azi? Nu, nu mi-a spus ceva sigur, dar eu nu mai am nimic altceva de făcut decât să-l tot aștept. Mi-e dragă această așteptare și știu precis că vine. De unde știi? Așa e și jocul, cu petalele de flori. Uite, vine, nu vine, vine, nu vine, vine. Îmi dă mereu că vine. Pentru că îl dorește sufletul tău. Dar nu mi-ai spus cum a fost. Ce a spus? Ce ți-a spus? Mi-e greu să-ți povestesc, Doica. Stau și eu și îmi spun... Ce plăcere poate găsi un om ca el într-o păpușă ușoară, în această mască de ceara mea? Se înțelege, alt bărbat s-ar simți măgulit. El știe că îi se cuvine iubirea. Și m-a întrebat ca un dascăl pe eleva lui, prietenos, dar destul de rece. Adevărat vorbești? Ești frumoasă, Cezara. Ar trebui să fii mai sigură pe tine și mai mândră de frumusețea ta. Îmi place însă că mă ascultă, ca un copil pe o soră mai mare. Ai putere asupra lui. Te iubește și nu-și dă seama. Nu ți-a spus ce simte când e cu tine? Mi-a vorbit despre un fel de duioșie, un fior fără de înțeles, a cărui amintire îl urmărește apoi zile întregi. E un visător, Doică. Visător cu plete negre. În fiecare clipă mă trezesc întrebându-mă, oare la ce gândește acum? Ce face? Ce simte? N-am știut până acum ce nume poartă bucuria. Cezara. Ea este bucurie intensă, copleșitoare, absolută. Ciudat însă, prezența ei îmi este cel mai aproape când, departe de ea, doar mă gândesc la dânsa. Când este de față, nu am acea libertate de vis care mi-o apropie atât de mult. Când o întâlnesc, dacă mi-ar da pace, ar fi cum ar fi. Și... aș ține-o de mâna ei mică și ne-am uita în lună. Aș privi-o ca pe o statuie de marmură sau ca pe un tablou zugrăvit pe un fond luminos într-o carte cu icoane. Pare că părul ei e o spumă de aur, atât de moale, și fața ei se polește într-un mod ciudat. Dar nu-mi dă cât lumea pace, mereu mă gâtuie, mă sărută și... zice că o iubesc. Ba pe dracu. Altfel, e chiar frumoasă, să spun drept. Bărbia se rotunjește ca un măr. Gura câteodată parcă
parcă e o cireașă. Și ochii. Ochii. Numai de nu era apropiat de-i mei. Mă atinge genele și mă cutremură o dulce înfiorare. Atunci nu mai văd ce frumoasă e. O negură îmi întunecă ochii. Ăsta nu-i trai. Ăsta-i chin. Dar biata copilă, să fiu drept, ce știe ea că mă chinuie? Vine? Nu vine. Vine? Nu vine. Vine. Doică, 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 vine. Cobor în grădină să-l întâlnesc pe Ieronim. Fii atentă să nu te întâlnească cineva, să nu te vadă cineva. Castel Mare îți pândește toate mișcările. Vine Ieronim, vine Ieronim. Cezara, vine Cezara. Și cât e de frumoasă. Ce palidă, ce aer de nespusă blândețe are. E acolo. Mă așteaptă. Să nu miuțesc pașii. Să-mi ascund nerăbdarea. Ca să mă iubească mai mult. Ricleana s-a lăsat îmbrăcată în lumina dulce și voluptoasă a lunii. Cum îmi place acum. Cezara, dă-mi mâna. Ieronim, privește la luna. Privește seninul din jur. Nu simți că în clipa asta a încetat toată durerea vieții? Că pentru mine nu există decât tu. Ești un înger, frumoasă cum nu te-am văzut niciodată. Dulce. Nu știi că te iubesc? Privești orașul. Acest amestec strălucit de palate și domuri. Sunt toate la picioarele tale. În centrul acestui tablou ești tu. 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 Ascultă. Ascultă. Se aude privighetoare. Se aude vuind încet o roată pe apă. Și tu privești tăcută și nevinovată asupra acestei lumi. Trandafirii înfloresc pe fața ta. Tu, regina sufletelor, nu ești curată ca izvorul, mlădioasă ca chiparosul, dulce ca Filomela, tânără ca luna plină, copilăroasă ca o pasăre, iubită ca o zeitate. Vino cu mine, vino cu mine acasă. Voi da într-o parte perdeaua din fereastra odăii mele și vom privi toată noaptea la cer. Te iubesc. Te iubesc. O văd prea bine că te iubesc. Dulcele meu sloi de gheață. Tu, marmură. Tu, piatră. Tu... Ieronim, ai auzit ceva? Un foșnet. Nu, n-au decât freamătul sufletului meu și cântecul iubirii. Trezește-te, copilul meu. Mi-e frică. Mi s-a părut că aud niște pași furișați, dușmănoși. Dacă m-a văzut cineva, poate Castel Mare. Sărman copil, cum ai să te întorci acasă? Castel Mare poate să te pândească. Trebuie să mă trezesc din această beție. Trebuie. Ieronim, știi să mânuiești sabia? Da, știu, știu să mă și bat, Cezara. Să-ți aduc o sabie, nu-i așa? Da. Și mi-i dau o sărutare pentru ea? Da. Într-o clipă m-am și întors. Doamne, Doamne, ce e cu mine? De când am văzut-o pe Cezara, inima mea s-a închis pentru restul lumii. Am uitat cărțile.
Știința și poezia. L-am uitat pe Dumnezeu. Tot ce e frumos azi pentru mine se întrunește în ea. Floare și pasăre, primăvară și basm de iarnă. Toate, toate idealele pierdute le regăsesc într-un singur chip. Chipul Cezarei. Ți-am adus spada. E bine să fii înarmat. Stai să-ți o prind. Așa. Ah, ce frumoasă ești tu, Cezara. Eu nu mă mai văd nici în lumea asta și nici în altă parte de lume decât alături de tine, în viață și în moarte. Și o să te iubesc, o să te iubesc, cum iubesc cerul. Și mi-i dau o sărutare. Dă-mi pace, Cezara. Îmi vine să mor. Nu, nu. Copilul meu, mergi acasă. Să nu ți se întâmple nimic pe drum. Gândește-te la Cezara ta. De ce mă gonești? Vreau să mai stau cu tine. Nu, nu. Mergi acum, du-te acasă. Te rog. E târziu și simt că așa e bine. Te rog. De ce mă rogi? Pentru că te-aș ucide dacă ai mai rămâne. Cum? Știu eu cum. Bine, Cezara, plec. Ne vedem mâine, nu? Da, dragul meu. Tot. E clar că mă urmărește cineva. Nu poate fi decât Castelmare. Cine ești? Ce vrei de la mine? N-ai să ai timp să mă vezi, ticălosule! Ce-ai făcut, tinere? L-ai rănit de moarte pe Castelmare. Da, știu. M-a atacat pe drum în timp ce mă întorceam acasă. M-am apărat, ai vrut să-l lasă mă omoare? Știi, dar ceea ce nu știi, poate, este că el e nepotul guvernatorului din acest oraș, că duielul este oprit și poți ajunge la spânzurătoare. Ei, și? De unde ai învățat acest limbaj? Ironim, copilul meu. Mi-ar părea rău de capul tău atât de frumos. Afară de asta, mai ai o datorie. Iată, ți-am adus o scrisoare de la Cezara. Cezara către Ieronim. Fugi, te rog. Plin de sânge, Castelmare a poruncit oamenilor lui să-l aducă la noi. A povestit tot cui datorește rana sa. Fugi, te rog. Pot să te urmărească încă în asta noapte. Ce și mai trist, vrea să se logodească cu mine în starea în care se află. Și nu am nicio putere să mă opun. Și tatăl meu dorește asta. Dar te iubesc. Cred că nu voi supraviețui acestei nenorociri. Rămânând aici, nu mai scăpa, ci mai face doar să mor de grijă. Fugi și poate că... Oh, unde e o speranță de care să mă țiu? Nu vezi că nu știu ce să-ți spun. Ți-a zice, vino la mine și nu pot. Spune-mi, să te pierd pentru a te mai vedea odată? Nu! Fugi, Ieronim. Poate că vreo întâmplare să mă păstreze pentru tine. Te iubesc. Nu, nu, nu crede că te iubesc într-atât încât să zic să rămâi. Adio, dragul meu. Cezara. Ce să fac? Ce pot să fac acum, maestre Francesco? Cel mai cuminte este să fugi cât mai repede. Să nu te găsească aici oamenii lui Castelmare. Apoi vom mai vedea. Ia-ți mantia și să mergem. Da. Unde mă duci? Am priponit de țărmul râului barca pe care o vezi. Îmbarcă, Ieronim, și pleacă. Drum bun! Drum bun!
Unde am ajuns, oare? Unde m-a purtat răul? Peșteră. O fi oare locuită de oameni? Sau de vietățile pădurii? Să văd totuși ce e în ea. Ce răcoare binefăcătoare. Da, se îngustează din ce în ce pereții peșterii. Ba nu, iată o zare de senin, cât ai putea să privești prin ea ca printr-o lunetă. Ce vrajă, câtă frumusețe e dincolo. Dincolo. Ei, da, aici e o intrare tăinuită. Să dau la o parte acest bolovan care o ascunde. Unde sunt oare? Stânci urieșești zidesc de jur împrejur o grădină cu patru izvoare. În mijloc e un lac. Și în mijlocul lacului o insulă pe care văd în șiruri lungi stupii unei prisăci mari. E insula lui Eutanasius, bătrânul meu închiaș. Iată s-a împlinit sorocul. Nici n-am știut, nici n-am gândit că așa va fi. Cum ne-a rostuit timpul socoterile cu lumea și cu viața. Unde ești, bătrânul meu prieten? Să trec prin vadul ăsta spre peștera. Peștera lui Eutanasius, sculptată în piatră. Diana și Orion, Venus și Adonis, câtă iubire și câtă puritate au statuile acestea vii. Dalta, uneltele de sculptură, patul, cărți vechi peste tot. Dar bătrânul? Unde este bătrânul meu prieten? O foaie. Iată aici o foaie scrisă de mâna lui. Simt că mădva mea devine pământ, că sângele meu e înghețat și fără cuprins ca apa, că ochii mei abia mai reflectează lumea în care trăiesc. Mă sting și nu rămâne decât urciorul de lut în care au ars lumina unei vieți bogate. Mă voi așeza sub cascada unui pârâu, liane și flori de apă să-mi înconjure corpul cu vegetația lor. Și în palmele-mi întoarse spre izvorul etern al vieții, soarele, viespii să-și zidească fagurii cetatea lor de ceară. Râul, curgând în veci proaspăt, să mă dizolve și să mă unească cu întregul naturii. Astfel, trupul meu va sta sub torentul curgător, ca un bătrân rege din basme a dormit pe sute de ani într-o insulă fermecată. Urciorul are ceva apă în el, dar e răsuflată și băhnită. Ai plecat, deci, prietene, și iată-mă pe căile tale, așa cum le-am gândit de atâtea ori în ser de taină. Și câte cărți! Ce lume de cugetări și analogii se deschide în fața minții mele. Marchisul Castelmare. Să bem! Hai, mâncați, beți! Avem de unde! Cine le plătește? Mai punem!
Toarne-mă în pahar. Am o sete. Ce este? Ce s-a întâmplat? S-a necat cu vin tatăl Miresei. Nu. Nu mai e nimic de făcut. Nu vedeți? A murit. Atac de apoplexie. S-a terminat. Și noi care speram într-un chiolhan ca în tinerețe. Cezara, părintele dumitale a murit și ai rămas fără alt sprijin în lume decât mine, viitorul dumitale bărbat. Ba și fără acesta, căci dumneata a încetat de a fi viitorul meu bărbat. Sau cel puțin anul de doliu a îndepărtat această fericită perspectivă. Vei bate iar la ușa mea după un an. Ieronim către Cezara. În raiul meu din această insulă, pe care mi-a lăsat-o moștenire bătrânul Eutanasius, mă gândesc mereu la tine. Cezara, îți scriu un gând în suflet. Vorbesc cu tine. Mă joc cu tine. Îți dau să bei. Îți fac de mâncare. Aici minunile sunt la fiecare pas. Doar tu lipsești, cea mai frumoasă dintre minunile vii ale lumii. Până și insectele sunt îmblânzite în acest rai pământesc. Fluturi curioși, albaștri, auriți, îmi acoperă adesea părul încât capul meu pare presărat cu flori. Aerul e plin de sărbătoarea murmuitoare albinelor, iarba ajunge până la piept. O adiere, un miros voluptos pătrunde aerul. Gâze, flori, insecte. Mă privesc ca pe tânărul lor împărat. Și sunt atâtea de făcut aici. Îngrijesc straturile grădinii și stupii. Pictez. Îți scriu mereu, Cezara. Îți ridic o căsuță. În nopțile calde mă culc pe malul lacului și atunci natura întreagă, murmurul izvoarelor albe, vuirea mării, măreția nopții, mă adâncesc într-un somn profund în care trăiesc ca o plantă, fără durere, fără vis, fără dorințe. Cezar, Cezar, Cezar. Ai slăbit, biată copilă. Nu te mai frământa atâta, Cezara. Tot nu rezolvi nimic. Cum să nu mă frământ, Doica? Dacă de atâta timp nu știu nimic despre Ieronim, unde o fi? Nu cumva oamenii lui Castelmare l-au prins în noaptea aceea cumplită? Și eu să nu-l pot ajuta cu nimic. Hai, lasă plânsul. Până reușim să dăm de urmă, să aflăm ceva, eu cred că ar fi bine să pleci din oraș. Aici ești expusă urmăririlor, urii lui Castelmare. Cel mai bine ar fi să te refugiezi undeva. Uite, știu eu în apropiere o mănăstire. Acolo ai avea liniște. Ai scăpat de insistențele lui Castelmare. Vrei, Cezara? Vreau orice. Numai să nu-l mai văd pe acest om. Îmi inspiră groază și ură. Hai, să ne facem bagajele. Să pregătim și o trăsură. La noapte plecăm, Cezara.
place chilia asta unde stau acum. Grădina, râul din vale, înserarea. Ce-ar fi să cobor la râu? O peșteră, ce-o fi oare înăuntru? O scăpărare de lumină, ca o fereastră spre altă lume. Ce rai, ce frumusețe! Ia să încerc să dau deoparte bolovanul ăsta care acoperă intrarea. Un lac umbrit de lună. Aștept ea din trestii să răsară și să-mi cadă lin pe piept. Să sărim în luntrea mică îngânați de glas de ape și să scap din mână cârma și lopețile să-mi scape. Să plutim cuprinși de farmec sub lumina blândei lune, vântul trestii lin foșnească. Unduioasa apă sune. Visez. Ori ai avea. Tu ești în adevăr. Tu treci cu mâna albă prin vițele de păr. Ieronim. Ce să... Iar tu, vom visa un vis ferice, îngânane vor cum cânt singurate ce-i sfoare, blânda batere de vânt, adormind de armonia codului bătut de gânduri, flori de tei, flori de tei, deasupra noastră, deasupra noastră, or să cadă, or să cadă, rând. O, priviți-i cum visează visul codului de faci. Amândoi ca într-o poveste, ei își sunt așa de dragi. Ați ascultat Cezara, dramatizare radiofonică după novela cu același titlu de Mihai Eminescu. Distribuția a fost următoarea: Ieronim, Ștefan Iordache; Cezara, Violeta Andrei; Onofrei, George Constantin; Doica, Irina Rechițeanu Șirianu, artistă emerită; Eutanasius, Fori Eterle, artist emerit; Francesco,
Gheorghe Cozorici, Castelmare, Alexandru Repan, tatăl Cezarei, Ion Pablescu. În alte roluri, Boris Petrov, Sorin Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete, Mircea Dascaliuc, Aurelian Georgescu.